Intoleranța a devenit o prezență comună în discursul public din România. În campania electorală pentru alegerile prezidențiale, tema diversității etnice sau religioase a fost deja folosită în poziționarea pro sau contra unor candidați. Noul cod penal prevede pedepse cu închisoarea pentru instigarea la discriminare. În plus, sfera vieții private a devenit temă de dispută între Curtea Constituțională și serviciile de informații. Publicarea de informații din dosarele de corupție poate fi pedepsită și ea cu închisoarea. Toate acestea constituie adevărate provocări la adresa comunicării publice cu care jurnaliștii, ONG-urile și profesioniștii de PR se confruntă zi de zi. Dezbaterea organizată la Colegiul CUZA a căutat să ofere participanților ieșiri din capcanele comunicării publice. Până acum ceva vreme doar jurnaliștii erau cei care comunicau în spațiu public, erau cei care știau oarecum legile și standardele profesiei, dar de când cu internetul toată lumea e un comunicator public. Așa că am zis că este cazul să îi informăm și pe ei ce trebuie să facă. În cadrul proiectului acesta mare cu liceenii am vrut să ne întâlnim și cu jurnaliștii, pentru că ei sunt publicul nostru principal la Centrul pentru Jurnalism Independent. În întâlnirea de astăzi vrem să prezentăm noile modificări ale codului civil și codului penal care afectează libertatea de exprimare. Cum jurnaliștii să știe ce legi trebuie să respecte în fiecare zi a muncilor. Avem, de exemplu, codul penal care amendează sau poate să te trimită la închisoare dacă inciți la discriminare. Sunt prevederi pe care nu le știm. E un cod foarte nou și tocmai de aceea credem că e important ca jurnaliștii și ca oamenii, în general, publicul să știe. Evenimentul face parte din proiectul Competențe Media pentru liceeni în lupta împotriva discriminării și a discursului incitator la ură în presă, implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent în parteneriat cu organizația norvegiană Norsensus Media Forum. Proiectul se adresează unui număr de peste 200 de liceeni, profesori de liceu, jurnaliști, blogeri și activiști ai societății civile din 10 orașe ale României. Pentru comentariul pe care îl pui pe site este răspunzător cel care îl pune și societatea care deține site-ul respectiv. Deci răspund solidar. În solidar, da. De cele mai multe ori se întâmplă ca să răspundă, dacă ajunge în instanță, compania care deține site-ul, pentru că e cel mai ușor de găsit. În general, cu IP-urile ai nevoie de mandat de la judecătorii, procesul e un pic mai complicat, dar asta nu înseamnă că nu poți să ajungi și tu ca cetățean care pui un comentariu rasist, discriminator, atac la persoană, în să ai un proces.